Boca Juniors se îndreaptă cu pași siguri către titlu. Cum s-a descurcat echipa lui Riquelme în meciul din etapa cu numărul 16, aflați imediat la știri. Dario Bonetti a luat Cupa României, dar nu uită de supărările din ultima vreme. Criticat pentru felul în care face echipa, italianul cere doar să fie lăsat în pace. Frații Giovanni și Victor Beccali, dar și propriul șef Cristi Borcea l-au atacat pe Bonetti în public. Tehnicianul Dinamo Vis le-a dat și un sfat inedit contestatarilor săi, să pună mâna pe carte. Sunt multe persoane care parlano solo per parlare, ma non dicono niente. Invece di spendere tempo in televisione dovrebbero comprare qualche libro e spendere tempo a fare un po' di cultura, rispettare più le persone. Naționala de tineret este entuziastă înaintea meciurilor cu Slovacia. La începutul lunii iunie, România va disputa două jocuri din grupa a noua de calificare la campionatul european sub 21 de ani. Nu există gând de vacanță, mai ales când jucăm pentru echipa națională. Ne gândim la meci și ne pregătim tot cu gândul la victorie. Chiar dacă nu mai avem șanse, sperăm să câștigăm. Convocările la naționale sunt cea mai mare bucurie, spun la unison tricolorii. Chiar dacă nu au putut să își tragă bine sufletul după terminarea campionatului, elevii lui Săndoi de-abia așteaptă dubla cu Slovacia. Dacă vii pentru lotul național, 5 zile sunt prea multe încă. Ne ajung 5 zile de vacanță. Românii vor juca primul meci cu Slovacia pe 1 iunie în deplasare. Returul este pe 5 iunie la Mogoșoaia. Fericit că sunt echipa națională, chiar dacă n-am avut așa vacanță ca toți colegii, dar sper să am câteva zile în plus după. Lobonț a revenit cu gânduri mari la echipa națională. Vrea ca echipa lui Bițurcă să reînceapă orcușul. Batem Elveția și Austria și atacăm cu încredere preliminarele pentru mondiale, spune optimist portarul Romei. O echipă foarte bună. O echipă foarte bună, cu jucători foarte buni. Degeaba joacă în campionatele unde joacă. Echipă valoroasă. Pentru mine a fost o surpriză, pot să spune plăcută, dar nu s-au calificat la turnul final. Până la meci cu Olanda mai este. În timp la dispoziție, avem aceste două meciuri cu Elveția și Austria, în care cu siguranță neapiții o să-și facă o idee despre ceea ce se întâmplă în viitor pentru calificări. Lobonț este convins că România se poate impune în toate partidele. Avem echipă de mondiale, spune portarul Romei, optimist că tricolorii pot ajunge la turneul final din Brazilia 2014. Avem fotbaliști valoroși. Cred că, ce știu, le lipsește încredere. Torja a avut